După o săptămână în care au postit bătrâni, copii, bărbați și femei cu prunci în brațe, au așteptat ore întregi Sfânta Împărtășanie. Credincioșii spun că postul și împărtășania îi ajută să depășească mai ușor greutățile vieții. Se simte o ușurare a sufletului, o curățire. Așa cum facem greșelile, așa și trebuie să le mărturisim, să ne liberăm de ele. Curățirea sufletului, spăcirea păcatelor, odată în anul cred se poate deveni și de ținut post și măcar prima săptămână. Iată dacă sunt păcătoasă și ar trebui sufletul curățat, fiindcă suntem credincioși și ne gândim la Dumnezeu. După ce ținem postul, așa e sufletul curat și sufletul luminat. Astăzi, cei care postesc au dezlegare la vin și ulei. Postul Paștelui a început pe 18 martie și va dura până pe 5 mai, când creștinii ortodoxi vor sărbători învierea lui Iisus Hristos.